Aproape 400 de elevi ai liceului Nicolae Cartojan au spus nu drogurilor. Tinerii au plecat din curtea liceului într-un marș de sensibilizare a opiniei publice cu privire la riscurile consumului de droguri. Mulțimea s-a deplasat apoi pe bulevardele Eroilor și Mihai Viteazul, șoseaua București, până la intersecția cu strada Tineretului și Retur, elevii fiind sprijiniți pe tot traseul de polițiști și jandarmi. Cu toții au purtat pancarte cu mesaje antidrog, iar unii dintre ei au îmbrăcat tricouri albe inscripționate. Este o campanie antidrog prin care încercăm să transmitem tineretului că consumul de droguri este periculos. Ce le-ați spune tinerilor ca să nu cadă pradă droguri? Să trăiască viața cu demnitate, să înfrunte realitatea și să se ferească de aceste pericole. Nu este bine să ne drogăm, că ne se distruge viața mai rău. Ce le spuneți tinerilor ca să nu cadă pradă droguri? Să aibă grijă mai ales cu anturajul. Anturajul strică tot. Marșul s-a desfășurat în cadrul săptămânii Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. Și nu este primul organizat de către elevii liceului Nicolae Cartojan. A devenit o tradiție ca în săptămâna Școala Altfel să organizăm un marș pe teme diferite și de actualitate. Anul trecut am avut marșul antiviolență, iar anul acesta, datorită amplorii și a discuțiilor pe care le-am purtat cu copiii, drogurile au devenit o actualitate și mai vie în rândurile lor. Pe lângă mesajele și sloganurile antidrog pe care le-au transmis, elevii au împărțit giurgiuvenilor pliante informative referitoare la pericolele drogurilor și efectele devastatoare ale acestora, mai ales în rândul tinerilor.